Bună seara tuturor, bine ați venit! Îmi pare bine să ne revedem din nou. Am avut o săptămână dificilă săptămâna trecută, fiindcă vineri, în 11 martie, Universitatea Politehnică din Timișoara a organizat a noua ediție a workshop-ului dedicat săptămânii educației deschise, pe care l-am avut cu peste 27 de invitați din aproape 9 țări, de la profesori la experți din Comisia Europeană până la studenți sau cercetători. Tema principală fiind comunitățile care transformă și care încearcă să creeze educație deschisă. Acum ne aflăm la a cincea ediție a webinarului Construim Împreună, pe care l-am dedicat studenților. În special, am încercat să vedem împreună acum care este viziunea studenților timișoreni privind provocările universitare în lumea actuală. Așa ca de obicei, sunt Diana Andone, directorul Centrului de Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și mă bucur să vă prezint pe cei pe care avem astăzi împreună alături de mine. Și fiindcă este singurul domn astă seară, ceea ce se întâmplă destul de rar, recunosc, am să încep cu Alexandru Luca, care este student în anul întâi la master la Facultatea de Automatică și Calculatoare și este studentul reprezentant în Consiliul de Administrație al Universității Politehnică din Timișoara. Bună seara, Alexandru! Bună seara și mulțumesc de invitație! Cu drag! Și voi continua după aceea cu Silvia Giuchic, care este studentă în anul 6 la medicină. Este președinta studenților mediciniști din Timișoara, asociației societății studenților mediciniști din Timișoara, bineînțeles de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună seara, Silvia! Bună seara, mă bucur să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Și voi continua ca Andreea Argeșanu, care este student în anul întâi la master, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest și este președinta organizației studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, OSUT, vestita OSUT, OSUT. Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație! Și voi încerca să mergem mai departe și să vorbim cu Alexandra, care este Alexandra Ferenț, care vine de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. Este doctorand în anul întâi în agronomie, dar este totodată și studentă în anul întâi la protecția plantelor și președinta United Students din USAMVB din Timișoara. Bună seara, Alexandra! Bună seara și mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră în această seară. Cum să spunem, sunt 2 ani. Totdeauna îmi place să încerc să facem așa o scurtă analiză. Am încercat să mă gândesc dacă trebuie să fac o prezentare despre ce au însemnat acești 2 ani din punctul de vedere al învățământului universitar pentru studenții noștri, dar am considerat că mai bine îi las pe ei să vorbească și să spună, pentru că din 11 martie 2020 universitățile din România au trecut în regim online, după aceea regim hibrid. Unele au început să facă activități din ce în ce mai multe față în față și cel puțin de o săptămână, în principiu, suntem într-o perioadă de tranziție în care învățământul trebuie să treacă la un învățământ fizic, ceea ce a iscat o serie de discuții, mai ales la nivel național, prin intermediul ANOSR-ului. Așa că prima întrebare pe care le-o adresez, fiindcă în această seară o să vreau să facem mai mult o dezbatere și așa cum am obișnuit în cadrul webinarilor Construim Împreună, la final vă voi prezenta un concept sau o unealtă, fiindcă astăzi vorbim despre studenți și ne gândim în special la studenți. Mă rog, ei sunt întotdeauna în centrul atenției noastre, dar astăzi este cu atât mai mult. M-am gândit să vă prezint astăzi cât sunt de importante crearea de e-portofoliu, de portofoliu digital pentru studenți, mai ales din perspectiva studentului și a carierei lui viitoare, așa că voi vorbi spre final despre
e-portfolio. Dar mai întâi să discutăm un piculeț și primul lucru pe care vreau să-l aflăm de la fiecare, ce au însemnat acești 2 ani de educație în pandemie pentru studenții din universitatea fiecăruia. Și am să încep cu Alexandru de data asta din nou, fiindcă cumva în ordinea care v-am prezentat, să zicem, și am să-l rog pe el să ne spună ce știe el, ce analize au făcut despre experiența studenților în Universitatea din Politehnica din Timișoara. Mulțumesc! Au fost 2 ani dificili, cred eu, și cred că ce i-a făcut să fie atât de dificil a fost lipsa de predictibilitate datorată contextului. Universitatea s-a străduit să ia deciziile în concordanță cu dorințele și nevoile studenților, dar am văzut de fiecare dată că atunci când anunțam o revenire treptată la un învățământ hibrid cu componentă fizică, aproape de fiecare dată s-a suprapus cu panta ascendentă a unui nou val și, din păcate, studenții sau majoritatea lor au trebuit să treacă înapoi online. Clar, acest lucru a bulversat de multe ori studenții, dar, în schimb, cred că procesul didactic a compensat folosind uneltele online despre care am tot discutat și la webinariile trecute. Cred că, în ciuda percepției publice pe care o putem vedea la nivel național zilele acestea și în ciuda tuturor declarațiilor, nu știu, a oamenilor din Ministerul Educației, cred că situația nu a stat așa rău cum se dorește a fi portretizată și poate unele aspecte au fost, din contră, îmbunătățite folosind instrumentele digitale și au fost mult mai apropiate de nevoile studenților decât s-ar fi desfășurat dacă procesul didactic ar fi avut loc față în față. Eu sunt încrezător că nu a fost o perioadă de compromis și că, în ciuda dificultăților, studenții din UPT au deprins competențele necesare pentru piața muncii și cadrele didactice, în marea lor majoritate, s-au străduit să răspundă nevoilor studenților. Ce crezi că a contat cel mai mult pentru studenții din Politehnică în această perioadă, Alex? Cred că, sau dintr-o perspectivă... Pentru a putea învăța, să zicem, sau pentru a putea să-și continue o viață de student, măcar din punct de vedere al educației, cât de cât normal. Aș spune determinarea cu care unele cadre didactice și-au pregătit materialele și resursele care le-au fost puse la dispoziție. Adică putem da exemple de colective de cadre didactice care au construit de la zero sisteme de înregistrare și proiecție ca să faciliteze predarea la un nivel cât mai înalt. Aș menționa cadrele didactice care și-au înregistrat cursurile și care după le-au pus la dispoziția studenților pentru a putea fi urmărite și în afara intervalului orar clar definit pentru cursul respectiv. Aș menționa diversitatea platformelor care au fost folosite în evaluare, adică am auzit de contexte în care unele cadre didactice au folosit chiar platforma Kahoot pentru evaluarea studenților la laboratoare, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Și cumva cred că flexibilitatea asta și determinarea de care unele cadre didactice au dat dovadă în a veni în sprijinul studenților și de a-și diversifica modul de predare mai departe decât, nu știu, un PowerPoint sau un discuție via Zoom a ajutat foarte mult studenții. Da, așa este, într-adevăr, cred că așa este. Eu trebuie să mă laud că cred că a contat campusul virtual, faptul că au fost toate elementele acestea la un loc și că inclusiv partea de comunicare și de resurse a contat, așa a fost la un loc. Da, zi, Alex, ai pus să zici ceva, scuză-mă. Clar, poate pentru mine, care am fost student la acești și care foloseam campusul virtual și înainte de pandemie, nu am perceput-o ca pe un șoc, adică eu eram obișnuit cu examinare pe campus și să am resurse disponibile pe campus, dar obiectiv, făcând un pas în spate, clar a contat o gestiune centralizată a tuturor informațiilor și cumva faptul că toate cadrele didactice au fost constrânse, că asta a fost realitatea, să folosească campus virtual pe perioada pandemiei, sper să ne determine să-l folosim la capacitate maximă și pe viitor, pentru că nu-mi imaginez cum ar fi să facem câțiva pași în spate și să renunțăm la campus virtual, chiar dacă ne întoarcem
100% fizic. Da, și eu sunt convinsă de acest lucru. Nu cred că se va întâmpla și cred că multe dintre aceste obiceiuri vor rămâne și vor fi folosite. Alexandra, aș vrea să vedem ce poți să-mi spui că s-a întâmplat la agronomie. Tu ești doctorand, de asta mă duc la tine, fiindcă ai o perspectivă ceva mai așa, mai amplă. Ai făcut deja totuși mulți ani de educație, 5-6 ani de educație în universitate, ai deja mulți ani și colegi de ai tăi sunt toți, sunteți studenți cu experiență, deci ați prins și perioada ante-pandemie, să zicem așa, nu numai, și veți prinde și perioada post-pandemie, fiindcă sunt studenți care au absolvit deja între timp. Alexandra, te rog, la agronomie cum este? Aș menționa câteva avantaje și dezavantaje ale sistemului online. Într-adevăr, pentru noi, studenții agronomiei, a fost destul de dificil. De ce? Pentru că noi avem foarte multe laboratoare unde informația o întreprinzi și prin lucrarea propriu-zisă cu anumite dispozitive, să vezi o cultură de celule și să o creezi ca atare, ceea ce este cam greu ca un cadru didactic să îți prezinte și tu ca student să înțelegi întru totul de pe un PowerPoint sau dintr-un filmuleț această tehnologie. Ca și aspect pozitiv, într-adevăr, pentru studenți a fost mult mai ușor să își achiziționeze cursurile de pe platforma universității, dar, repet, după review-ul, studenților preferă să avem cursurile și laboratoarele face-to-face. Da, într-adevăr, cred că acest lucru a fost, să zicem, poate cel mai important pentru voi, încercam să mă adaug, de asta ezitam. Dar, într-adevăr, cred că asta a fost cel mai greu pentru voi, să puteți să faceți multe dintre laboratoare, mai ales la medicină veterinară, mă gândesc, dar și la agronomie, fiindcă una este să vezi poze cu, poate cu plante sau cu semințe sau cu anumite efecte sau clipuri video și alta este să poți să faci experimente efectiv în laborator. Ce a contat cel mai mult din punctul tău de vedere? Care a fost modalitatea de exprimare digitală, să zicem, a profesorilor, care v-a ajutat poate cel mai mult în acești doi ani? Ce știi din universitate și probabil, dacă nu, și din experiența proprie? Am apreciat foarte mult încercarea cadrelor didactice de a se adapta la sistemul acesta online, cel mai des folosind, bineînțeles, platforma aceasta Zoom și nu numai, cât și uneltele din Google, și am încercat și noi ca și studenți să ne adaptăm și să creăm grupe, să socializăm. Consider că, nu știu, cadrele didactice chiar s-au implicat și poate a fost chiar și pentru ele o încercare, nu numai pentru noi ca și studenți. Da, cred că într-adevăr asta a contat foarte mult când s-au motivat și când această comunitate s-a creat și a încercat să se ajute cât mai mult unii cu alții. Aș vrea să mergem acum la OSUT, la Universitatea de Vest, și am să rog pe Andreea să ne spună ce au însemnat pentru Universitatea de Vest acești doi ani de pandemie, cum s-au descurcat studenții din punct de vedere al educației deocamdată. Cu siguranță și pentru studenții noștri, ultimii doi ani de pandemie au însemnat foarte multe schimbări, foarte multe incertitudini prin lipsa de predictibilitate în fața căreia ne-a pus pandemia, dar au fost și aspecte pozitive, sunt lucruri pe care cred că ar trebui să le păstrăm și după perioada pandemiei, cum au subliniat și colegii mei, partea de digitalizare a unor procese, a unor servicii, clar, sunt aspecte pe care trebuie să le clasificăm ca aspecte pozitive și pe care să le continuăm și după revenirea online. Clar, cred că pentru studenți, poate cel mai neplăcut factor a fost faptul că nu știam neapărat ce ne rezervă viitorul. S-a încercat de multe ori să revenim în format fizic, în format hibrid sau
măcar parțial, și atunci revenea, creștea și pandemia, și cumva toată perioada asta a fost o avalanșă de informații și de incertitudine. Cred că asta ne-a făcut cele mai mari bătăi de cap. Da, cred că așa este și cred că, într-adevăr, cea mai mare problemă a fost aceasta. Cum v-ați descurcat din punct de vedere digital al uneltelor, să zicem, în Universitatea de Vest, și mai ales pentru voi la litere, să zicem? Se zice că, neavând laboratoare, e mai simplu în digital, dar ca să poți să creezi acea interacțiune și acele discuții foarte, să zicem așa, vivace, care există de obicei într-o sală de seminar la litere sau la drept sau la științe economice, trebuie să știi cum să folosești uneltele digitale. Care a fost experiența voastră? Cu siguranță a fost o experiență de ambele părți, o experiență de la care n-am știut la ce să ne așteptăm, și din partea profesorilor și din partea noastră. Clar, cumva, tranziția a fost puțin mai lină din punctul meu de vedere, fiind studentă la litere, decât pentru un student care are cursuri practice, are laboratoare și este necesară prezența fizică într-un laborator. Dar și la facultățile cu un profil puțin mai teoretic, cred că s-a simțit diferența față de mediul online și față de mediul fizic. Aici, clar, intervine și un efort din partea cadrelor didactice, și la noi s-au străduit să se adapteze cât mai bine, pentru că, deși eu, cel puțin eu, am avut mai mult cursuri teoretice, s-a simțit nevoia de interacțiune, s-a simțit nevoia de dezbatere, și mai ales la început, cu toții am avut un soi de reticență, de timiditate în a deschide camera și a vorbi printr-un ecran, care ușor, ușor s-a remediat și prin aportul cadrelor didactice. Cred că a contat foarte mult pentru studenți faptul că mai mult decât de obicei au simțit sprijin din toate părțile, și din partea universității și din partea noastră ca organizație, astfel încât să le oferim o experiență cât mai aproape de ce ar fi trebuit să se întâmple în format online, în format fizic. Da, așa este. Cred că asta a contat într-adevăr cel mai mult și cred că și în continuare contează. Și acum hai să mergem la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Am să rost pe Silvia Giuchi să ne spună cum este pentru ei. Ei s-au întors mai repede în sală, poate nu complex și la curs, știu că multe dintre cursurile au mai desfășurat online, dar ei s-au întors în spitale și au fost, de fapt, de la bun început, cred că doar 2 săptămâni nu ați fost în spitale, inclusiv în perioada puternică de pandemie, de închidere așa completă, ei au intrat în spitale și sprijinul societății studenților din mediciniști a fost masiv, mai ales în primele 2-3 valuri. Silvia, care a fost experiența din punct de vedere educațional? Și după aia mai discutăm și de experiența din spital cu voi. Da, exact așa cum ați menționat și dumneavoastră, pentru noi perioada a fost într-adevăr una importantă și marcantă, atât prin faptul că noi suntem o facultate cu parte teoretică, dar mai ales practică, și atunci studenții trebuie să fie expuși la partea de laborator, dar mai ales începând cu anii clinici, adică din anul, practic, 3-ul este preclinic, dar din anul 4 noi mergem frecvent în spitale, la saloane, la pacienți și învățăm această deprindere a comunicării cu pacientul, care a fost mult, mult influențată de această perioadă. Cum ați spus și dumneavoastră, noi am avut o scurtă perioadă de facultate exclusiv online, pentru că nu ne permitea profilul. Pe lângă aceasta, pe lângă facultate, noi ne-am desfășurat activitate de voluntariat în spitalele COVID și suport COVID, ceea ce a dus la creșterea noastră din punct de vedere al experienței și o creștere profesională. Ca și materiale și resurse, facultatea noastră a pus la dispoziție o bibliotecă electronică în care aveam încărcate cursurile, deci accesibilitatea la informație pot să zic că a fost una suficientă. Partea tehnică de utilizare a platformei Zoom și de transpunerea unei operații sau unui caz clinic
a necesitat mai mult efort, mai ales din partea cadrelor didactice, având în vedere că nu poți pune chiar așa de ușor date personale precum imaginea unui pacient, fotografii sau videouri fără un acord, pentru că sunt o mulțime de considerente etice la mijloc. Dar faptul că noi ne-am întors relativ rapid printr-un sistem hibrid, chiar dacă nu în mod direct pe saloane, pentru că vorbim de 6-7 serii care au în jur de 80 de studenți, noi de obicei eram cam tot acest număr pe o secție, ne-am întors treptat, fie prin rotații, fie mergând mai des în gărzi, și eu spun că revenirea la sistemul on-site este una benefică pentru noi. Poate s-ar fi putut realiza puțin mai devreme și pot să spun că în această revenire din ultimele 2 săptămâni, pentru că și noi avem un proces de tranziție, am mai realizat doar unele cursuri în format online acolo unde nu se permitea distanțarea socială. Ne face conștienți asupra faptului că ne putem îmbunătăți infrastructura ca și universitate, lucru la care deja se lucrează de către conducerea noastră. Da, așa este. Știu pentru că împreună cu colegii de la medicină i-am ajutat să-și instaleze o platformă foarte, adică tot Moodle, și să o customizeze încă de mai mulți ani și de câțiva ani, inclusiv partea de examinare prin platformă să fie securizată și bună. Și mi-au plăcut foarte mult uneltele, inclusiv de care ai spus și tu, cele de pacient virtual, care au făcut mult mai interesante multe dintre prezentări. Și de asemenea a existat o colaborare, există în continuare cu Politehnica din Timișoara și creăm și sperăm să mai creăm încă câteva exemple în realitate virtuală de anatomice le-am făcut până acum, dar poate și avem acum un plan și inclusiv pentru cum să se acorde primul ajutor sau ce să se întâmple în situații de criză din acest punct de vedere. Într-adevăr, pentru voi a fost ceva mai dificil, Silvia, și revin tot la tine din acest punct de vedere, pentru că voi a trebuit să puteți să stați în spital, unde n-a fost deloc ușor, și nu mă refer numai emoțional, dar profesional mai ales, cei puțin cei din anul 4 începând, ați avut practica în spital constant și continuu și multe ori acolo, să sprijiniți doctorii și asistentele, atât, să zicem, în cazurile de COVID, mult dintre voi ați făcut practica și voluntariat în zonele roșii sau galbene, dar și să încercați să sprijiniți, ați fost în DSP, peste tot ați sprijinit cât s-a putut de mult și prin telefon și altfel structura în această perioadă. Care crezi că este impactul acestei pandemii din punct de vedere profesional pentru voi? V-a determinat să faceți mai mult, să vă iubiți mai mult meseria sau poate pe unii i-a îndepărtat deja de meserie? Cred că a fost un mare beneficiu pentru că te-a sensibilizat ca și student la medicină de la bun început cu problemele și dificultățile pe care le poți avea ca și practician ulterior în profesia ta. Doar că la un nivel mult mai intens decât altă dată, pentru că dacă te duceai într-o gardă, erai oarecum protejat sub tutela unui profesor, ceea ce se întâmplă și acum. Nu a fost neapărat așa o tranziție de bruscă, doar că fiind impactul emoțional foarte mare, fiind o patologie nouă despre care nu s-au știut la început atâtea lucruri, cu siguranță a avut un impact mare pentru studenți și ei au avut capacitatea, sau cei care și-au făcut practica pe secțiile de COVID și suport COVID, au putut să fie mai aproape de ceea ce puteau să își dorească de la o profesie. De exemplu, cei care doreau să aleagă boli infecțioase sau ATI sau urgențe medicale au fost realmente ajutați pentru că au avut mult de lucru, au avut cum să se implice. De asemenea și pe partea de epidemiologie, la fel și pe partea de prevenție, pentru că noi am fost voluntari la maratonul vaccinării, în campanii, în centre de vaccinare, absolut orice sistem ne-a necesitat și ne-a solicitat, am vrut să ne punem la dispoziție, pentru că era o cauză în care credeam și pe care o susținem și voiam să o susținem cu ajutorul nostru.
Așa este și personal și cred că și numele celorlalți studenți. Vă mulțumim mult de tot pentru implicarea voastră, căci într-adevăr a însemnat mult. Și asta mă duce la următoarea întrebare și am să rămân tot la tine, Silvia, cu ea. Care este impactul emoțional, mai ales pentru voi, să zicem, pentru că voi ați văzut mult mai multe decât în condiții normale, așa cum ai spus și tu. Pe unii sunt convinsă că i-a motivat foarte mult, dar de asemenea cred că a și lăsat urme. Și în ultimii 2 ani, poate mulți dintre noi, recunosc că inclusiv eu, încep să considerăm mult mai important acest mental health, această sănătate mentală și a studenților și a colegilor noștri, a cadrelor didactice, care nu doar acești 2 ani de pandemie își pune accentul. Mulți dintre noi, pot să vorbesc aici de profesor sau ceva, inclusiv eu simt așa un fel de burnout, însemnat mult mai multe ore de muncă decât de obicei și lipsa contactului social, inclusiv cu studenții, a ajuns, eu am mai predat online și acum fac așa o mică paranteză, foarte mult, și înainte, deci complet online cu studenți care nu i-am văzut niciodată în față, și în România, și în Statele Unite, și în Anglia, și niciodată nu mi s-a întâmplat să predau fără să văd fețele studenților. Deci studenții dinainte de pandemie, cei care erau în online, de-abia așteptau să-și deschidă camerele. Cei care puteau, erau câțiva care într-adevăr era mai dificil, să se vadă, să se știe între ei. După, să zicem, primele 2-3 săptămâni din pandemie, aproape toți stau cu camerele închise, indiferent ce faci. Nu este doar la noi, pot să vă arăt studii, discuții cu colegii din toate universitățile de pe toate continentele, deci inclusiv și în Australia și peste tot, care au exact aceeași problemă. Foarte greu îi poți determina pe studenți să-și deschidă camerele și să poți să-i vezi la față. Deci am generații de studenți pe care nu știu cum îi arată. Ceea ce pentru mine a fost mult mai frustrant decât, să zicem, 15 ani de educație online anterioară. Asta a fost o paranteză pe care am vrut să o menționez cum. Deci revin, Silvia. Care crezi că e impactul emoțional? Revenind la partea de impact emoțional, cu siguranță ea s-a resimțit cel mai tare în cadrul personalului medical permanent, cum au fost doctorii. Mai mult decât atât, adică pe lângă stresul profesional obișnuit și riscul de burnout pe care fiecare profesie îl poate predispune, dar mai ales cea de medic pe ATI în această pandemie, un impact mare l-a avut și această izolare socială, pentru că medicii adesea evitau contactul cu persoanele dragi, evitau să se întâlnească pentru că lucrau pe o secție, erau mereu expuși riscului de infectare și atunci, desigur, te gândești să nu faci un rău mai mare, pentru că primum non nocere, adică prima dată nu ne dorim să facem rău și atunci ne-am izolat. Această izolare și-a spus cuvântul pentru că, pe de-o parte, nu voiai să înspăimânți oamenii cu ceea ce se întâmplă, mai ales în primele forme, când boala era mult mai severă decât în ultimele 2 valuri, complicațiile erau mari și cât despre ceea ce ați menționat anterior, pe unii într-adevăr i-a motivat, adică i-a făcut să simtă dragostea pentru dorința de a fi medic pe o secție de terapie intensivă și anestezie. În schimb, pe alții a marcat profund și au stat să se gândească de 2 ori înainte să aleagă, pentru că au văzut că diferența dintre viață și moarte este într-adevăr de 60 de secunde. Au văzut pacienți care mureau des, care mureau de forme foarte grave și nu toată lumea este pregătită pentru genul acesta de dificultate profesională. Da, așa este și care crezi că ar putea să fie tot la tine rămân, fiindcă, să zicem, mai și experiența aceasta, să zicem, medicală. Care crezi că ar putea să fie o metodă prin care am putea fie să-i ajutăm, fie să le oferim, nu neapărat sprijin, e clar, există sprijin profesionist, dar poate până la acel sprijin profesionist. Ce crezi că am putea face inclusiv noi profesorii sau voi studenții sau ligile, organizațiile studențești pentru ei? Cred că pe partea... Pentru studenți, mă refer. Pentru studenți.
Pe partea de studenți, noi organizăm periodic evenimente în care ei să cunoască doctori pe diversele specialități pe care vor să le urmeze. Pe partea aceasta pot să spun că ne-a ajutat un pic perioada pandemică pentru că am putut să chemăm persoane care nu erau neapărat din Timișoara sau care aveau un program încărcat și au putut să își rupă din timpul lor câte o oră sau câte o jumătate de oră în care să ne veni. În sprijinul lor să se simtă mai aproape de o alegere pe care o pot face. Cât pe partea de burnout pe care o pot experimenta studenții la modul general, pentru că oricare student poate la un moment dat, pe lângă partea de facultate, să aibă alte activități extracurriculare care să-i încarce timpul și să fie supus procesului de burnout, atât în sesiune cât și pe parcursul semestrului, pot să spun că este nevoie de o focusare și de o conștientizare asupra mental health-ului, atât în rândul studenților, dar și a cadrelor didactice. Încă noi, țară, trebuie să dezvoltăm un pic mai mult acest aspect în toate centrele universitare. Cred că e de un real folos pentru fiecare dintre noi să raise awareness despre această situație care da, te cam nu face discriminare. Da, așa este și cred că într-adevăr ai dreptate, mai ales trebuie să fim conștienți de aceasta și să cerem ajutor și cred că asta e prima lecție care trebuie să o învățăm toți, să știm când e momentul să cerem ajutor. Aceeași întrebare mă duc acum la Alex. Alex, care crezi că a fost impactul emoțional asupra studenților politehniști? Ai zice că sunt ingineri și poate mai puțin sensibili sau n-au văzut atât de mult, dar sunt convinsă și am văzut mulți studenți pe care îi știam înainte puternic motivați și dornici să facă anumite lucruri care încet, încet și-au pierdut din motivație sau din interes și au devenit unii chiar apatici, pot să spun. Cred că situația în învățământul tehnic a fost puțin diferită în ideea în care datorită naturii studiilor, lumea s-a orientat, studenții s-au orientat mai mult spre a-și căuta un job și astfel cred că mulți, sau un procent destul de mare dintre studenții din UPT s-au angajat în ultimii 2 ani, chiar din anii incipienți. Unul mai puțin, dar doi într-un procent destul de mare. De aici cred că au apărut și consecințe directe în comunitatea universitară, adică o participare mai redusă la cursuri, poate, sau clar, foarte clar, o implicare foarte scăzută în activități de voluntariat, fie că vorbim de organizațiile studențești, fie că vorbim de pozițiile de reprezentare în forurile universitare. În ceea ce înseamnă sănătate mentală, cred și eu că e un subiect prea puțin abordat și mă bucur că începem să discutăm din ce în ce mai mult despre asta. Experiența mea personală a fost că la un moment dat nu mai suportam efectiv să stau închis în cameră de dimineața până seara și eu, având o experiență de 2 ani și un semestru fizic și după ultimul an și jumătate a fost exclusiv online de la ciclul licență, a fost o tranziție și mai grea, spune, și perioada în care mi-am redactat lucrarea de licență, luam laptopul și mă mutam în diverse camere din casă ca să schimb ambientul și să mă pot concentra, pentru că nu mai suportam să stau să văd același zid, același perete, cu același monitor în fața ochilor. Și cumva ăsta cred că e un exemplu personal foarte direct pe asupra situației, care cred că poate fi generalizat și spun asta din discuții pe care le-am avut cu alți colegi care au fost în situații asemănătoare. Sper să învățăm din lucrurile astea și să fim atenți la componenta de sănătate mentală și mă bucur că, cel puțin în cazul UPT, de exemplu, acum când vorbim despre revenirea la fizic, vorbim despre o tranziție echitabilă și etapizată, tocmai pentru a nu bulversa din nou studenții, așa cum ar și trebui să fie. Adică de la full online la full fizic ar fi din nou un șoc prea mare, cum a fost și în 2020. Și mă bucur că luăm în calcul acest factor perturbator în definitiv și sănătatea mentală și sănătatea socială, să-i spunem, și vrem să facem lucrurile etapizat,
să fie cât mai bine pentru cât mai mulți. Da, într-adevăr și eu cred cu tărie că orice trecere bruscă de la o formă la alta sau orice introducere bruscă nu are acea curbă de acomodare care este foarte necesară tuturor și s-a văzut. Am să merg acum la Andreea. Andreea, vreau să te întreb pe tine. Care a fost, să zicem, situația pentru voi, cei de la Universitatea de Vest? Care crezi că a fost impactul emoțional pentru studenți? Știu că foarte mulți studenți de la Universitatea de Vest nu sunt în Timișoara sau n-au mai revenit în Timișoara decât acum, recent, sau poate chiar nici acum. Da, o parte dintre ei nici acum nu au revenit, ci doar o parte din facultăți au avut cursuri în regim hibrid, astfel încât să fie în Timișoara, dar cei mai mulți dintre studenți nu au apucat încă să vadă universitatea din interior. Vorbim aici de studenții din anul 2 care au prins pandemia în plin și n-au apucat să experimenteze viața de student aproape deloc, mă rog, deloc fizic. Cu siguranță vorbim despre niște probleme din punct de vedere emoțional care s-au resimțit și în ultimii 2 ani, dar cred că se vor resimți și de acum încolo și cred că poate mai mult decât ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, este important ce se va întâmpla post-pandemic și cum o să tratăm problemele de sănătate mentală de acum încolo și cum o să ne adaptăm post-pandemic. Cred că a fost foarte greu pentru studenți să își păstreze motivația, pentru că vorbim de o perioadă destul de lungă, 2 ani în care cumva se consolau cu ideea că poate revenim, a trecut un an, a început un alt an universitar, am sperat din nou că poate ne întoarcem la normal și nu s-a întâmplat și cumva lucrul ăsta cred că a apăsat și mai tare. Și în partea de supra-solicitare, cred că s-a simțit mult mai puternic decât poate am simțit-o eu ca student atunci când eram fizic, pentru că nu am mai avut diferența dintre perioada în care am cursuri, sunt la universitate și asta fac, și perioada în care merg la cămin sau acasă și mă detașez de ceea ce s-a întâmplat la facultate. Cumva acasă nu mai are același sens sau același rol pe care îl cunoșteam înainte, ci acasă a devenit și loc de studiu și loc de muncă pentru unii dintre ei. Tot menționa Alex că mulți dintre ei s-au angajat, pentru o parte dintre ei cu siguranță a devenit și loc de muncă prin telemuncă. A devenit și loc de odihnă, a devenit cam tot o perioadă, pentru o perioadă camera, casa fiecăruia a devenit singurul loc pe care l-am văzut în lockdown. Cu siguranță a lăsat semne și cred că este important să gestionăm cumva mai delicat tranziția spre fizic, pentru că anul trecut pe vremea aceasta intram în format online și cumva n-am avut o perioadă în care să organizăm foarte bine lucrul acesta sau să ne obișnuim cu ideea, ci pur și simplu într-o zi am intrat online și am rămas acolo 2 ani, dar ceea ce mă bucură este faptul că și acum la UVT, când vorbim de o reîntoarcere, luăm în considerare cum să facem treptat, cum să facem perioada de tranziție cât mai domoală pentru studenți și cumva să nu repetăm ce s-a întâmplat acum 2 ani și să cauzăm, să facem mai mult rău printr-o reîntoarcere bruscă la fizic. Da, și așa cum am spus, într-adevăr asta cred că este și din punctul meu de vedere una dintre soluțiile cele mai fezabile în timp. Alexandra, impactul emoțional asupra studenților de la agronomie și de la medicină. Voi sunteți și un campus acolo, să zicem așa, mai strâns, mai unit, cei care au fost în campus, dar nu mulți au fost în campus.
La noi e interesant, din mai multe puncte de vedere aș trata acest aspect. Noi am avut cursurile în sistem hibrid în ultima perioadă, venind 7 săptămâni anii 1 și 4 și 7 săptămâni anii 2 și 3. Pentru studenții care au ce am remarcat pentru studenții care 2 ani, să zic, au prins cursurile propriu-zis, venind la universitate, stând în campus și apoi trecând în sistemul acesta online, parte dintre ei având cumva și, să zic, acasă, ferme și lucrând propriu-zis cumva în domeniul pe care îl studiază, am văzut cumva că s-au pierdut, adică n-au mai acordat o așa mare atenție studiului propriu-zis. În ceea ce au privit studenții de anul întâi, sărăcuții au fost puțin debusolați, greu să vină doar să facă cursurile practic, parte dintre ei nici n-au mai venit fizic la universitate, ci au rămas doar în online, ceea ce, repet, nu văd a fi benefic pentru ei, dat fiind faptul că noi trebuie să îndeplinim multe cunoștințe fizice, propriu-zis, adică să lucrăm propriu-zis într-un laborator și așa mai departe. Îmi doresc din suflet ca trecerea asta din nou în format fizic întru totul să readucă interesul tuturor studenților și oricum să știți că în universitate se simte acum un vibe atât de pozitiv și parcă e așa mai vesel și văd studenții mereu zâmbind și fiind bucuroși că merg practic fizic la laboratoare și la cursuri. Da. Da, cred că acest contact social a fost cel care ne-a lipsit. Văd că sunt deja din ce în ce mai multe întrebări, chiar vă rog să puneți întrebări în Q&A, avem și întrebări de pe YouTube și întrebări de pe Facebook. Voi mai puteți să mai răspundeți dacă vreți la ceva acolo și am să iau una dintre întrebări care cumva se leagă de acest context despre care discutam. Văd că deja începem să intrăm în ușoară criză de timp în curând. Este dacă există programe concrete de sănătate mentală adresate studenților sau cadrelor didactice. Doamna Vosloban, scuze, Gabriela ne întreabă asta. Dacă știe careva dintre voi și poate să răspundă. Da, există, conform legislației, toate universitățile sunt obligate să organizeze în cadrul instituției un centru de consiliere și orientare în carieră pentru studenți. Din păcate, pentru cadrele didactice nu există o obligativitate, dar cred că universitățile ar putea să facă niște planuri operaționale sau poate chiar strategii să abordeze această componență și în rândul personalului angajat, nu doar în rândul studenților. Acum, depinde foarte mult, cred, de la universitate la universitate, cât de performante și eficiente sunt aceste centre de consiliere și orientare în carieră. Teoretic, ele ar trebui să aibă un număr suficient de mare de angajați ca să răspundă nevoilor de consiliere psihologică ale studenților, dar și de orientare în carieră. Da, într-adevăr și eu cred că serviciile de consiliere trebuie să aibă un efect și un impact mult mai mare și trebuie să aibă programe bine definite și să le și desfășoare într-un mod cât mai clar. Văd că din ce în ce mai multe întrebări sunt și multe sunt legate și de ceea ce eu vreau să discutăm. Probabil am să te rog pe tine, Alex, să începem cu aceasta, mai ales fiindcă știu că tu ești puternic implicat în continuare și în ANOSR. Ministerul a dat, să zicem așa, de pe o zi pe alta o notă, că nu-i putem spune altfel, prin care a anulat ordonanța de urgență și prin care a spus gata, se trece direct la educația online. M-am bucurat că am văzut cel puțin Universitatea de Vest și Politehnica, celelalte aveau un sistem hibrid sau chiar față în față mult mai bine implementat, că iau acestea puternic etapizat. Care e părerea voastră a studenților de aici din Politehnică privind asta sau în discuțiile cu ANSR-ul pentru asta? Din păcate, incertitudinea încă
planează asupra întregii situații și membrii ai guvernului se contrazic asupra acestui subiect. Adică chiar zilele trecute am văzut o intervenție a primului ministru în care menționa că guvernul va sprijini trecerea etapizată, această intervenție venind după întreaga harababură de săptămâna trecută în care ministrul educației mai mult sau mai puțin amenința universitățile cu retragerea finanțării în cazul în care acestea refuză să revină complet fizic. Ce aș vrea să clarific pentru întreaga audiență e că toate protestele sau toată mișcarea nu a fost împotriva învățământului fizic, așa cum o parte din presă a preluat mesajul și a, cum să spun, a manipulat audiența înspre a își forma o opinie greșită, ci a fost vorba despre o trecere etapizată. În Timișoara avem un context foarte favorabil în care, sau hai să nu generalizez la Timișoara, în Universitatea Politehnică Timișoara avem un context foarte favorabil în care locurile de cazare disponibile sunt mult peste cererea anuală și asta ne permite să găzduim chiar și studenți de la alte universități, cum e cazul colegilor de la Universitatea de Vest, și atunci studenții chiar și pe repede înainte pot găsi cazare la prețuri foarte mici. În cazul altor centre universitare, și de acolo au izbucnit și protestele, studenții fiind forțați să vină de pe o săptămână pe alta la școală, fără suficiente locuri de cazare în cămine, ar fi însemnat și încă înseamnă să-și caute cazare în apartamente private sau în locuințe private la prețuri de sute de euro pe lună, ceea ce este foarte greu dacă stăm să ne uităm la, nu știu, statutul social al majorității studenților din România și în special al celor din mediul rural. Asta corelat cu acele glume cu apartamentul de 11 metri pătrați din Cluj, care au fost acum câteva luni pe internet și care aveau o chirie de câteva sute bune de euro pe lună. Deci de aici este nemulțumirea și întregul manifest, corelat și cu faptul că există o ordonanță de urgență de anul trecut, care prevede că universitățile pot încheia anul universitar în curs, adică până în septembrie 2022, așa cum au anunțat inițial. După ministerul, în loc să, și dacă acea ordonanță ar fi fost invalidată, dar nu spun eu asta, ci oameni cu experiență juridică au spus asta, acea ordonanță încă are valoare juridică, ministerul a contestat-o în autoritatea sa și în loc să ne fi certat în presă sau pe internet, cred că soluția cea mai bună pentru întreg învățământul superior ar fi fost să găsim o altă soluție juridică. Dar, cum spuneam, momentan încă există un foarte mare semn de întrebare care, din păcate, nu pare să se concluzioneze foarte curând, așa că fiecare universitate va face cum consideră și cum își respectă studenții. Da, așa este. Nu pot decât să te aprob în asta și pot să zic din experiența mea din nou. Personal am fost puternic dezamăgită de toată această, să zicem, propagandă într-un fel, făcută și de către mass media și mai ales prin rețelele de sociale, dar și de către mass media oficială, împotriva educației online, care a fost cumva încurajată inclusiv de ministrul educației și care a pus un egal educația online, educație necalitativă și neproductivă și fără, să zicem, niciun fel de impact educațional. Și că educația fizică este singura modalitate de educație, ceea ce este contrar tuturor principiilor educației în secolul 21, principiilor, să zicem, doar ale Comisiei Europene, ca să nu zicem cele de cercetare, care pune un accent major în construirea unui hub european al educației digitale, în folosirea lor, de la Sorbona începând până la declarația din Oslo și cea din Berlin. Componenta digitală a educației este prioritară. România a încercat prin Ministerul Educației în decembrie 2020 și ianuarie 2021 să construiască o strategie de educație digitală necesară PNRR-ului,
deci pe care a impus-o într-un fel Comisia Europeană, dar care a fost uitată, așa pot să zic direct acest lucru, fiindcă am fost implicată în realizarea acesteia. Ea este doar un document în acest moment, nu prea aplicat și cu excepția, să zicem, în Timișoara sau în multe alte zone în care atât învățământul preuniversitar, cel gimnazial, liceal, s-au produs schimbări multe și a existat un sprijin constant pentru aceasta, au fost, așa să zicem, mici puncte unde într-adevăr n-a existat. Iar ministerul și în multe locuri chiar și inspectoratele școlare județeană, nu e cazul Timișoarelui sau Timișului, în loc să se preocupe să închidă această diferență între învățământul rural, fiindcă acolo era diferența foarte mare pentru învățământul digital, și să-l sprijine și să-l îmbunătățească, să-l aducă la un nivel de secol 21, din contră, au lăsat aceasta pentru companii, pentru organizații neguvernamentale care au și dotat și au și făcut training, pregătire, au pregătit profesori și sunt profesori mulți inimoși și nu vorbesc doar de mediul universitar aici, ci și de cel din mediul preuniversitar care au investit timp, energie, sănătate în crearea de resurse digitale și de activități digitale cât mai interesante cu elevii sau cu studenții și care acum se văd cumva marginalizați și puși, putem să zicem așa, pe ușa din dos, fiindcă ei au făcut activități cât mai interesante, dar dintr-o dată ele nu mai sunt considerate bine. Și de fapt aici revin la întrebare și n-am să mai insist asupra acestui subiect, ca să mergem așa, este că digitalizarea, de fapt, și văd aici și domnul Căileanu de la Iași ne spune la fel, că digitalizarea e un proces continuu, care va continua să funcționeze și să meargă. Este datoria și a universităților, și aici, fiindcă vorbim de studenți, dar mai ales a studenților, pot să zic din experiența Politehnicii și tot, în momentul în care am început să introducem campusul virtual la învățământul de la zi, deci nu la cel de la distanță, de prin 2010, așa, acolo unde 1, 2, 3 cursuri la un an sau la o specializare erau pe campusul virtual, anul următor a existat o presiune masivă de la studenți să fie toate cursurile de la acea specializare. Deci, din nou, văd rolul studenților masiv în a se continua această digitalizare, în încurajarea profesorilor, dar și a studenților, de a păstra cât mai multe dintre elementele pozitive. Există în teorie, acum se cercetează și se implementează high-flex, hybrid și flexible, da? Învățământ care să fie și chiar hibrid, să permită și modificări foarte ușoare sau anumite cursuri sau anumite sesiuni să le poți ține de la distanță sau online, sau unii studenți care nu pot să participe, să poată să participe online și continuu tot timpul, sau să-l ai mult mai flexibil. Este dificil pentru noi, așa cum inclusiv ministerul a arătat, care e standardul de calitate. RACIS-ul nu are standard de calitate pentru secolul 21 și îmi permis să zic acest lucru și care să include educație digitală, mai ales pentru învățământul tradițional, nu vorbesc de învățământul aici la distanță. Cum vedeți voi această continuare, această întoarcere la învățământul fizic și continuarea elementelor digitale? Și am să mă duc la Andreea aici. Doamne, cred că reîntoarcerea fizică și digitalizarea se exclud în vreun fel. Clar, e un proces care trebuie continuat și legat de întrebare, nu știu dacă aș putea să numesc reîntoarcerea fizică a anumitor programe, cum sunt automatica, electronica, calculatoarele și așa mai departe. Nu cred că putem să spunem că sunt penalizate printr-o reîntoarcere fizică. Cred că putem să folosim instrumentele cu care ne-am obișnuit online, putem să le adaptăm și pentru formatul fizic și cumva să le exploatăm în continuare, pentru că avem deja experiență cu ele și am văzut că ne ușurează cumva munca și nu cred că reîntorcându-ne fizic ar trebui să renunțăm la ele. Cred că aici ține foarte mult tot de
cadrele didactice, având în vedere că au reușit să se adapteze destul de bine procesului de predare în online. Sunt convinsă că prin reîntoarcerea fizică o să primească tot ca pe o provocare în care o să încerce și sunt convinsă că o să și reușească să păstreze bunele practici pe care le-au deprins. Tot ce s-a menționat până acum, folosirea campusurilor online, resursele digitale care să fie la îndemână constant, cursurile online pe care să le poți accesa oricând și de oriunde, cred că ar trebui păstrate, tocmai pentru a facilita procesul de învățare și de acum încolo, chiar dacă ne întoarcem fizic. Da, așa este. Într-adevăr, cred că, așa cum am mai tot spus și cum a fost, să zicem, pentru Politehnică, cum a zis Alex, în cadrul AC-ului și înainte de pandemie, când campusul virtual va avea un învățământ blended, campusul virtual era metoda de comunicare și de suport, erau cursurile, materiale de laborator, prezență, note acolo și doar laboratoarele, să zicem, că se făceau față în față și explicațiile flip classroom, alt principiu, deci ai materiale înainte și tu în sala de curs doar discuți despre aceasta. Alexandra, cum vedeți voi continuarea și trecerea puternică, să zicem, pentru un învățământ fizic? Vă veți întoarce complet înapoi sau cum? Da, eu văd cumva o întoarcere întru totul fizic în cadrul universității noastre și îmi doresc acest lucru, însă nu-mi doresc să pierdem ceea ce am deprins de-a lungul acestei pandemii și anume faptul că s-a dezvoltat mai mult platforma pe care au fost disponibile cursurile, văzând la studenți. Și vorbesc chiar și de cazul meu, mi-a fost mult mai practic să-mi iau cursurile, materialele de pe platformă și îmi doresc să rămână acest lucru și de ce nu să putem integra cursurile online acolo unde se poate, să rămână în paralel cu cele fizic, în format fizic. Modelul blended learning, care funcționează de mulți ani, de aproape 15-20 de ani în marile universități ale lumii și care cred că este soluția. Pentru medicină, care vor fi componentele digitale și cum credeți că veți putea să continuați? Voi v-ați întors, de fapt, fizic, cu foarte puține excepții de cursuri, să zicem, pentru anii mai mici. Exact așa cum a spus și colega mea, Alexandra, eu prevăd că vom continua într-un sistem on-site, dar nu mi-ar place să pierdem această componentă de digitalizare în ceea ce înseamnă webinarii, posibilitatea de a aduce invitați care să ne vorbească de la distanță, baza de date digitală în care avem materialul bibliografic pentru discipline în format de e-book, chiar și platforma de evaluare pe care am folosit-o în timpul sesiunii și a fost una digitală, ar putea să fie utilă pentru organizarea de simulări. Deci sunt o mulțime de componente importante pe care eu aș dori să le păstrez. Pe lângă aceasta, noi ca și societate studențească am folosit o platformă online prin care studenții se puteau programa la cazare, deci nu a mai venit toată lumea înghesuită într-o una, două zile. Am folosit o platformă foarte user-friendly în care lumea a putut să programeze. Noi am folosit-o pentru distanțare socială, dar ne-am dat seama cât de benefică poate să fie în organizarea pe zile și pe ore, astfel încât să nu se creeze aglomerații și să fie procesul de integrare a studentului la cazare cât mai eficientă. De asemenea, tot ce înseamnă parte de digitalizare și de simulare, cum sunt anumite modele virtuale de cazuri sau platforme, mi-aș dori să fie păstrate pentru că ele poate pot să ne pună mai bine în contact cu unele informații și să ajute la o sistematizare mai bună a informației acumulate. Dar eu sunt ferm convinsă că omul este o ființă socială și
ceea ce ar lipsi din mediul digital, așa cum au mai semnalat unii participanți trimițând mesaje, este tocmai această componentă de interacțiune care ușor se pierde. Desigur, dacă este un consens prin care toată lumea să stea cu camerele pornite și să fie o interacțiune dinamică, această interacțiune nu se pierde și ai partea de integrare socială. Pe când dacă cineva este logat cu camera oprită și între timp este la job, dar deschide camera doar când se strigă prezența, cum mai poate acea persoană să fie activă? Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, prin prisma participării într-un cadru academic, cum este Universitatea Fizic, invariabil ajungi la anumite discuții și ești provocat să crești prin interacțiunea cu un cadru didactic, cu colegii tăi. Ești pus într-o situație mai dinamică, care poate ar fi mai diminuat în momentul în care apeși pe butonul leave al Zoom-ului și îți reiei cursul activității. Poate nu te gândești să mai diseci problema și să rămâi în pauza dintre cursuri și să spui, ah, dar despre ce s-a discutat, cum putem să implementăm. Cred că multe dintre ideile mărețe au venit fix, poate nu în timpul cursului în amfiteatru, ci după curs în afara amfiteatrului, dar din interacțiune socială. Da, și eu sunt convinsă că interacțiunea socială este mai mult decât benefică și este în principal motivatoare. Este unul dintre elementele care motivează cel mai bine studenții să învețe. Am văzut comentariile și din chat și din Q&A că mulți dintre studenți lucrau și că nu erau prezenți și ce puteai să faci cu ei. Există tehnici, dar într-adevăr pot să zic și eu, cel puțin în acest an universitar, din ce în ce mai mult am găsit că, în ciuda faptului că cunosc foarte multe tehnici și folosesc și multe unelte care să-i motiveze pe studenți să răspundă, să facă și, cum am zis, au devenit din ce în ce mai apatici, fiindcă timpul a trecut mult, deci a fost mult. E o experiență unică, pot să zic, v-am zis, am predat între experiențele cele mai mari, le am cu studenții în Statele Unite răspândiți pe suprafețe de mii de kilometri pătrați, deci și în diferite fusuri orare și care veneau la întâlnirile care erau aceleași pe diferite ore, toți își deschideau camera și de-abia așteptau să vorbim și să putem să comunicăm și tot. Ceea ce nu mi s-a întâmplat decât, să zicem, în primele luni ale pandemiei cu studenții în mediul online și sunt studii multe și cred că va mai trece puțină vreme până când noi cei care lucrăm în mediul educațional sau care facem educație digitală vom ajunge să înțelegem din ce cauză social, psihologic s-a întâmplat acest lucru la care noi specialiștii nu ne-am fi așteptat, recunosc acest lucru. Și cred că poate pentru mine a fost surpriza cea mai mare din acest punct de vedere. Și aici aș vrea cumva părerea voastră. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Vă zic, teoria, cercetarea în zona educației digitale și a învățământului online a arătat clar că această lipsă de interacțiune a studenților în mediul online, când ei sunt parte aceleiași comunități și au acel sentiment că sunt parte aceleiași comunități, și s-a întâmplat mai ales la studenții din anii mari, nu atât de mult la studenții din anii mici, să știți acest lucru. E faptul că lucrează, că e un job, a fost o explicație sau alta? Puteți să răspundeți oricare. Sau chiar mai mulți. Alex. Eu cred că depinde de momentul de timp la care ne raportăm. Adică dacă facem un salt de 2 ani în urmă și ne uităm la perioada martie 2020, mai 2020, atunci a fost foarte greu să facem această tranziție. Mulți studenți nu știau să folosească Zoom, poate nu era foarte accesibil, dacă țin bine minte, această opțiune de a seta un virtual background și lumea era foarte timorată de a-și arăta spațiu personal, camera, familia, bunica, pisica care trece prin fundal și cumva cred că de acolo a pornit un prim pas. Aș spune, într-un mod onest, că eu cred că pe atunci cadrele didactice nu au știut cum să gestioneze situația și au venit ca un răspuns, o tentativă de a forța lumea să-și arate fața și fundalul și cumva de aici cred că s-a produs o primă ruptură.
După, bineînțeles, a fost și această dorință în prima sesiune de a ne asigura că nimeni nu copiază și a fost realmente o vânătoare de vrăjitoare, aș numi eu, în care am auzit de contexte în care profesorii impuneau ca studentul să aibă 2 sau 3 camere, să fie filmat din mai multe unghiuri, să se asigure că nu iese cineva de sub masă și scrie lucrarea în locul lui. Deci foarte multe exemple care acum par amuzante, dar care în 2020 probabil au inserat în mentalul colectiv faptul că, ok, să îți pornești camera e ceva stresant și are o conotație negativă și chiar dacă putem privi obiectiv în urmă, așa s-a propagat. Și pornind de acolo, cred că după... a fost greu și pentru cadrele didactice să se adapteze și mă refer exclusiv la cadrele didactice pentru că au venit generații noi care au pornit de la zero, nu știu, anul întâi în 2020 toamna și anul întâi 2021 toamna. Și cumva cred că nu a fost un context în care să le fie prezentat într-o notă pozitivă. Asta pe de-o parte și pe de-altă parte sunt exemplele foarte clasice și o să fiu din nou onest de cursuri plictisitoare unde faci altceva sau de ședință la lucru suprapusă cu cursul și atunci nu-ți dai camera la niciunul să nu se vadă că ești în 2 locuri în același timp. Mi se pare că e un cadru în care ar trebui să vorbim onest despre aceste lucruri și, repet, în ciuda acestor aspecte, nu cred că s-a diminuat calitatea învățământului, că vorbim de extreme sau de lucruri generale, ci în ciuda acestor lucruri au fost și foarte multe aspecte pozitive care au dus învățământul superior mai departe. Și cred că ar trebui să învățăm din toate aceste practici și să vedem ce putem face mai bine pe viitor. Da, sunt perfect de acord cu tine și îmi place faptul că ai menționat un lucru în care cred și eu și cumva a rezultat și din niște studii pe care le-am făcut, că deschisul camerei și văzutul unii la alții are o conotație negativă, este și o oboseală, te vezi pe tine mai mult și nu ești învățat să te vezi pe tine atât de mult în viața reală, cum am zis, în studii sociologice și psihologice care vor mai dura. Dacă mai are altcineva o altă opinie privind aceasta și poate chiar partea aceasta de evaluare online care a fost impusă într-un mod mult mai dur și mult mai diferit în anumite situații. Silvia, am văzut că tu vrei să spui ceva, da, te rog. Da, pe partea de evaluare online, într-adevăr, cum a spus și Alex, au fost fel de fel de doleanțe. Noi am avut examinări practice care s-au desfășurat tot așa cu cameră sub forma unui interviu și la fel se cerea răsucirea laptopului să se vadă peretele, colțul și persoanele din jur. Într-adevăr, sunt sisteme securizate, dar aici vorbim despre capacitatea financiară a universității de a se angrena în achiziționarea unor astfel de sisteme, plus punerea la punct al unor protocoale despre protecția datelor personale, pe care mă gândesc că sub această formă de evaluare digitală, o mare parte dintre universități nu le-au avut și atunci a fost această tranziție bruscă și au căutat căi de mijloc. Ce pot să spun este că cred că de fiecare dată studentul este foarte adaptabil și fie că este în amfiteatru sau într-o sală, aș spune, seriozitatea unui student este ca și o distribuție gaussiană, adică sunt extremele și apoi sunt cei de la mijloc care în general vor căuta varianta cea mai eficientă. Pentru noi, din nou, ca și studenți la medicină, spun că a fost un pas înapoi, pentru că la noi procesul de învățare se desfășoară la patul pacientului și da, într-adevăr, s-au prezentat anumite cazuri clinice sub forma unor prezentări PowerPoint, poze, imagini. În unele instanțe chiar a fost resursa vizuală mai mare decât dacă am fi fost fizic, pentru că poate nu vedeam așa o cazuistică de largă. Profesorii noștri au putut să ia din colecția personală sau din arhiva spitalului și să ne pună la dispoziție o bază mai mare de resurse vizuale, dar în momentul în care ești fizic și poți să interacționezi, să vezi,
Odată ce asculți un anumit sunet cu stetoscopul sau în momentul în care ai o interacțiune cu pacientul, fie ea și în timpul examenului, se produce un click și tu înveți un anumit circuit, un anumit algoritm de interacțiune cu pacientul pe care doar din prezentarea unui PowerPoint s-ar putea să-ți fie mult alterat acest aspect. Într-adevăr, cred că una dintre cele mai mari, să zicem, probleme, mai ales din punctul de vedere al evaluării sau structurării evaluării, a fost cumva construirea acestei lipsă de încredere, care pe mine personal m-a deranjat constant și continuu și în toate sesiunile de training cu cadrele didactice și nu numai în mediul universitar, ci și pentru mediul preuniversitar, am spus, dacă le areți încredere studenților, cei mai mulți dintre ei îți răspund cu aceeași încredere și încearcă să facă lucruri bine. Există, poate, un 1%, dar acel 1% există în orice situație, indiferent că ai da examen în sala cu nu știu cât în jurul lor sau așa ceva, dacă examenul este tip clasic. Plus că am încurajat și încurajez în continuare, mai ales acum la trecerea, să zicem, spre învățământul fizic cât mai mult, alte forme de învățământ sau alte forme de evaluare și de assessment. O evaluare pe toată durata semestrului, o evaluare bazată mult mai mult pe examene orale. Una dintre marile probleme, și aici vorbesc poate un pic mai mult de învățământul tehnic, este că această examinare orală, într-un fel sau altul, pentru că sunt cohorte foarte mari de studenți, a căzut. Pe vremea când eu eram studentă, cred că am dat unul sau două examene scrise, cele mai multe erau examene orale. Făceai un subiect și te duceai la tablă și îl prezentai. Aveai 10-15 minute să te pregătești la el și să-l prezinți. O examinare pe bază de proiecte, foarte multe. Aveai proiectul, făceai, dar trebuia să te duci și să-l explici și să-l dezbați și să spui ce ai făcut și ce n-ai făcut. Și acest lucru l-am încurajat și continui să-l încurajez ca una dintre cele mai bune metode de evaluare. Alex, te rog, văd că vrei să ne mai completezi. Da, voiam să adaug un aspect privind evaluarea. Eu cred că și în mod uzual nu-mi place să arunc foarte multe la cadrele didactice, să spun că este o problemă doar acolo, că sunt conștient că multe lucruri vin și din partea studenților, dar cred că evaluarea a depins în procent de 90% de cadrele didactice. Și prin simplu fapt că au fost foarte multe situații, cum ziceam și mai devreme, în care s-a transformat într-o vânătoare de vrăjitoare, în care efectiv parcă ne doream să ne validăm nouă prezumția că studenții copiază și să-i căutăm, să-i găsim pe cei care copiază, cred că doar a dăunat. Asta corelat și cu faptul că toată lumea e speriată încă de examenele open book, în care să las studentului disponibilitatea de a folosi toate materialele pe care le are la îndemână și efectiv să demonstreze că el și-a însușit acele competențe și poate să aplice informația. Adică, cred că asta a fost o problemă foarte mare cu tranziția online, că în prima etapă toată lumea a fost speriată, ok, cum mai dau examene de memorie în online și cum asigur că lumea nu copiază, și foarte puțin și foarte târziu au realizat cadrele didactice că, de fapt, opțiunea de examene open book este una foarte, foarte bună și ajută atât studentul, dar și integritatea procesului. Eu pot să dau un exemplu de, poate, cel mai greu examen pe care l-am dat la facultate, a fost online și cred că a fost și cel mai onest și corect evaluat examen. Dar, clar, e o muncă suplimentară pentru cadrul didactic care trebuie să genereze un nou set de întrebări pe care trebuie să le cerceteze, să le gândească, să le pregătească, dar în același timp a fost un examen la care, dacă nu știai, puteai să ai absolut toate resursele în față, dacă nu aveai cunoștințele însușite, nu aveai de unde să copiezi. Și asta o spun foarte asumat. Și de asta l-am apreciat pe cadrul didactic respectiv și m-a impresionat modul de lucru. Și aș mai da un exemplu care a fost de la un cadru didactic foarte în vârstă, de la care eu personal nu m-aș fi așteptat atunci să gândească așa, dar modul de era pentru un an mai mic, pentru anul 2, și eu nu am beneficiat de această formă de examinare, dar mi s-a părut foarte amuzantă.
le-a dat studenților un set de lucrări greșite și i-a pus cu un barem în față să le corecteze și să spună ce e greșit în lucrările respective. Și pe baza argumentării i-a notat pe modul în care ei au explicat de ce, ce alți studenți în trecut au spus că e corect, dar de fapt e greșit, și cum au justificat, așa le-a dat nota. Ceea ce mi s-a părut foarte out of the box. Da, este o metodă clasică, să știi, de evaluare. Este, numește peer review assignment și care, în campusul virtual și avem o unealtă pentru asta, am instalat-o cu 2 ani de zile. Foarte puțin au folosit-o, fiindcă există o unealtă care te ajută să faci asta și să poți o crezi. Și, într-adevăr, eu cred în examenele open book. Din partea cealaltă a baricadei pot să-ți spun că dau de câțiva ani examen așa. Când am trecut în online, singura chestie care am făcut-o este că am redus timpul la 25-30 de minute, nu la o oră cât îl făceam fizic, să zicem, să aibă ceva mai mult timp să mai caute sau să se gândească ce fac. Și a fost un pic de dezastru. Sunt studenți în anul 4. Prima înfățișare, cu greu am reușit să promovez câțiva care... De asta se întâmplă de ani de zile, nu-i de acum. Șarg în față, pentru că nu sunt învățați. Studenții nu sunt învățați să gândească singuri, să facă o analiză critică, să o justifice și să o argumenteze. Cum a fost la vest, să zicem, din punctul de vedere al evaluării la Universitatea de Vest? Andreea, te rog. Și la noi, cred că prima sesiune a fost și cea mai grea, cel mai greu de gestionat, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți. Personal cred în echilibru, atât în format online cât și în format fizic. Clar, cum spunea și Alex cu vânătoarea studenților pe care îi bănuim că ar copia, nu cred că a fost o abordare tocmai bună, pentru că într-adevăr, cadrele didactice care tratează serios evaluarea, cred că au făcut-o și în format fizic și în format online, pentru că dacă cadrul didactic nu vrea ca studentul să aibă posibilitatea să copieze, nu va putea să facă lucrul acesta, având în vedere că vorbeam de examene open book. Cred că la UVT nu ne-am confruntat cu fenomenul acesta de vânătoare, cel puțin nu cunosc să fi avut cazuri extreme cu 3 camere, 4 camere din unghiuri diferite și tot felul de alte practici duse la extrem. A fost într-adevăr după o perioadă în care s-a trecut în online, s-a și reglementat o modalitate clară de evaluare, adică fiecare profesor a știut ce are de făcut, am știut că trebuie să ne ținem camera deschisă și cumva, având niște reglementări clare la nivel de universitate, cred că cel puțin din punct de vedere mental a oferit așa o mică siguranță sau o zonă de confort mai bună, având în vedere că existau niște pași. Cam așa a fost la noi. Nu pot să zic că am avut cazuri extreme, cum am menționat și mai devreme, și din nou cred că a ținut foarte mult de modul în care fiecare cadru didactic își tratează în general evaluarea, nu neapărat în online. Într-adevăr, cred că bine ai punctat aici că este, pe lângă, să zicem, acea încredere, și partea de experiență care a venit. Am o întrebare și aici vorbesc, fiindcă vine tot de la cineva de la Universitatea de Vest, Gabriela Grosec. Care credeți că a fost impactul acestei perioade pentru studenții străini? Eu pot să zic că am avut studenți Erasmus în prima parte, să zicem, anul trecut, care au făcut mobilitate virtuală, deci nici măcar nu au venit în Timișoara. Anul acesta am avut studenți din 3 țări, care mi-au fost mie personal studenți, deci nu vorbesc la modul general, care erau în Timișoara, erau în căminul studențesc și o făceam cu ei online. Deci, și care au fost puternic frustrați că n-au putut să acceseze și să aibă contact cu studenții. Și nu vorbesc aici decât de studenții din schimburile studențești, dar sunt și studenții străini.
Andreea, dacă vrei tu să răspunzi la asta și cum o să merg la Silvia și la Alexandra. Sigur. Noi am avut studenți Erasmus care în acest an universitar au venit în Timișoara, ne-am întâlnit în campus, dar din păcate nu toți s-au bucurat și de experiența cursurilor în format fizic. Au fost o parte care au venit la facultăți care aveau format hibrid și atunci cumva ei au fost mai norocoși pentru că au putut să meargă și la cursuri și au putut să experimenteze cumva și viața de student în centrul universitar din Timișoara și să vadă, să simtă puțin și atmosfera orașului. Cred că n-a fost o perioadă plăcută nici pentru ei, mai ales că știu că au fost întârzieri, au ajuns mai târziu decât era preconizat și așa mai departe, dar la fel cred că au avut suport din partea noastră și din punct de vedere tehnic. Știu că li s-au oferit device-uri ca să se conecteze, știu că țin legătura cu personalul de la Departamentul de Relații Internaționale și i-a ajutat în toată perioada aceasta, pentru că a fost greu inclusiv drumul până aici, având în vedere că unele aeropoarte erau închise și li se anulau biletele și era greu să ajungă fizic aici. Și cred că a contat foarte mult pentru ei și suportul de acest fel. Deci cred că și ei au fost cât se poate de afectați, pentru că fie au ajuns aici și nu au putut să meargă la curs fizic, au pierdut cumva partea aceasta, dar au avut norocul că au putut măcar să simtă puțin din ceea ce înseamnă Timișoara și, mă rog, cei care mai puțin norocoși, cei care nici nu au reușit să ajungă și au participat la cursuri în format 100% online și n-au apucat să înțeleagă cum este atmosfera în UVT în Timișoara și cum este să fii student în Timișoara. Alexandra, experiența de la agronomia, te rog. La noi, într-adevăr, am văzut în perioada aceasta cu COVID-ul, noi am avut fizic studenți din Erasmus care au fost cazați în căminele universității în campus. Cumva pot să spun, cum a spus și Andreea, că au gustat un pic din ceea ce înseamnă Timișoara, pentru că fiind cumva în format hibrid, mai ales cei de la medicină veterinară, chiar au mers cumva fizic la laboratoare, făcând doar din cămin online cursurile și cumva a fost interesant să, probabil pentru ei să fie și în Timișoara, dar să aibă poate mai mult timp de a vizita, fiindcă au cursurile online, decât dacă ar fi fost și fizic la cursuri. Da, deci într-un fel au mai și câștigat, poate un piculeș, și oricum cred că au, da, cred că și poate au și gustat ce înseamnă viața de student la noi în campus. Da. Silvia, voi aveți cei mai mulți studenți străini, inclusiv la învățământul normal, nu numai în partea de schimb. Cum a fost pentru ei această experiență? Da, noi avem un număr mare de studenți străini, având și secția de engleză, dar și secția de franceză. La început, când a fost sistemul exclusiv online, pot să spun că a fost oarecum un beneficiu, pentru că ei nu au mai trebuit să vină în oraș să caute cazare, dar a fost de scurtă durată. Pot să spun că am întâmpinat probleme în momentul în care am trecut la un sistem hibrid și chiar full on-site, pentru că unii studenți care necesitau viză nu au primit viza la timp, au întârziat la laboratoare, deci iată că această situație, cel puțin noi ne-am întâlnit deseori cu ea în cadrul categoriei de studenți străini. Cât despre schimburile de experiență, pot să spun că studenții outgoing, adică care pleacă din România în străinătate, au putut să participe și au avut o experiență mixtă în străinătate, adică unii au putut să aibă sistem hibrid, alții exclusiv online, dar era online și erau acolo. Sfida puțin scopul, cred că a fost bun din punct de vedere turistic mai mult decât din punct de vedere strict educațional în domeniul medical.
Dar noi, prin organizația studențească, avem un program de schimburi numit Scope and Score. El este pe practică medicală și pe cercetare medicală și astfel studenți de peste tot din lume vin timp de o lună de zile sau pleacă timp de o lună de zile. Eu, de exemplu, am putut să beneficiez, în ciuda faptului că a fost pandemie, de un astfel de schimb de experiență în Malta, chiar când Malta era declarată zonă roșie și nu puteai să vii să pleci. Noi am fost atunci acolo și vedeam cum se schimbă secția noastră de interne foarte repede într-o secție suport COVID și am fost mutați în altă aripă a spitalului. Deci, cu siguranță, te ajută să integrezi și ceea ce se întâmplă la nivel de alte țări, să vezi cum implementează și ce politici educaționale au ei și mai ales cum au adaptat aceste politici educaționale față de studenții străini. De asemenea, și studenții care au fost incomings, care au venit la noi din Brazilia, din Tunisia, din alte țări destul de îndepărtate, au avut acces în spitale, au fost cazați în cămine, dar am avut și neajunsul în care ei au venit infectați, de exemplu, și a trebuit să îi ținem în izolare timp de 2 săptămâni. Bineînțeles, ei au pierdut partea de interacțiune socială, au pierdut partea de practică în spital și toate evenimentele educaționale și socioculturale pe care noi le-am pregătit pentru ei. Dar mă bucur că se reiau schimburile și mă bucur că se reiau în format fizic pentru că ne lărgesc orizontul cunoașterii atât asupra modului în care se predă și se face educația în străinătate, cât și asupra diversității culturale din țara pe care noi alegem să o vizităm. Cred într-adevăr că schimburile Erasmus și schimburile studențești formează foarte mult un viitor profesionist. Eu cred cu tărie în ele, 25 de ani de carieră, că pot să zic, cred că sute de bune de studenți, personal m-am preocupat să fie în bursă Erasmus și îmi place să spun că în echipa cu care noi lucrăm, tot beneficiază de aceste schimburi. Dar partea de schimburi, și ai menționat bine, Silvia, de la sfârșit, este și partea socioculturală. Și aici am să merg la Alex, fiindcă Liga AC, de unde provine el, are Izvind și multe festivaluri unde veneau sute de studenți din foarte multe țări, foarte populare, la fel și la OSU, toată lumea avea. Care a fost impactul asupra lor în această perioadă a pandemiei, acestei activități socioculturale și internaționale sau naționale a studenților? Alex. Din păcate, pentru proiectul Izvind, acesta nu a mai avut loc în format fizic din 2019, pentru că, după cum spuneați și dumneavoastră, el reunea la ultima ediție peste 150 de studenți din undeva la 50 de țări din toată lumea, preponderent din afara Uniunii Europene. Și cum se derula proiectul era că noi începeam perioada de înscriere și selecție a participanților undeva în luna februarie și prin aprilie-mai sprijineam cu invitații pentru viză. În incertitudinea din 2020 și 2021 nu ne-am putut asuma să emitem astfel de invitații pentru viză și nu ne-am putut asuma că toți participanții, indiferent de regiunea geografică din care vor veni, vor putea participa, că exista o șansă foarte mare ei să ajungă în România, să trebuiască să stea 10, 14 sau câte zile să fi trebuit să stea în carantină, ceea ce era absurd în contextul în care evenimentul nostru dura maxim 10 zile. Deci, din păcate, am fost nevoiți să mutăm online, dar a existat o participare, ci drept mai mică. La ultima ediție din 2021 online au fost undeva în jur de 100 de participanți, mai puțin decât ar fi venit la ediția fizică, dar suntem încrezători că în anii care vor urma vom relua din nou proiectul în formatul clasic și vom reuși să-l creștem din nou la un număr așa mare de participanți. Perspectivele pe care voi le-ați dobândit, Silvia, te rog. Da, văzusem o întrebare încet la care puteam să răspund și anume, da, având în vedere că nu toți studenții sunt vaccinați, dacă merită riscul reîntoarcerii lor. Asta este
O întrebare bună, pentru că o mare parte dintre studenți, eu vorbesc de exemplu de cei de la medicină, o mare parte dintre studenții de la medicină sunt vaccinați, o parte dintre aceștia au făcut boală și apoi este acea zonă de mijloc de tranziție. Și pot să spun că, din nou, noi ca și studenți la medicină, cu toate că s-a scos masca din spațiile interioare, noi o purtăm pentru simțul civic, pentru că doar printr-un ordin de ministru nu se șterge o pandemie, chiar dacă restricțiile au fost coborâte. Eu cred că totuși trebuie să dăm un pic dovadă și de puțină grijă față de comunitate și asta putem să facem la nivel individual, adică în momentul în care te simți răcit. Egal că ar fi COVID sau că ar fi o altă viroză respiratorie, îți iei temperatura și încerci să te protejezi pe tine și pe ceilalți. Deci cred că cu măsurile de educație pe care le-am văzut în acești ultimi 2 ani, putem să facem un pic de autotriaj și în cazul în care ne simțim rău, să fim puțin self-aware de această situație și să nu ne ducem cu febră sau să nu ne ducem în momentul în care ne simțim cel mai rău la cursuri. Ar fi vorba de o perioadă scurtă, desigur. Plus că varianta actuală circulantă nu este una la fel de agresivă ca cea inițială, încât să presupună o infecțiozitate la fel de mare sau o contagiune la fel de mare. Foarte bine ai spus, Silvia, și îți mulțumesc că ai punctat tu acest lucru. Mie mi-era foarte greu să pot să zic acest lucru, nefiind de specialitate într-un fel, având doar o părere personală, să zicem, bazată pe studii și pe cercetare, și cred că, într-adevăr, răspunderea pe care trebuie să ne asumăm și ca studenți și ca și cadre didactice, fiindcă încerc să încurajez cât se poate de mult și pe colegii cadre didactice să continuă să poarte mască în spațiile din universitate. La noi este cumva o regulă nescrisă, pot să zic așa, ca acum, mai ales unde sunt mai mult de 5-10 persoane într-un spațiu închis, să păstrăm masca în continuare, pentru că pandemia nu s-a sfârșit și va trebui să învățăm să trăim cu ea, dar trebuie să învățăm conștient și responsabil să trăim cu ea. Să mergem la perspective și aici am să vă rog pe toți și să vă rog să încercați să răspundeți un pic mai pe scurt. Acești 2 ani v-au învățat multe, pe toți studenții și pe noi. Competențele digitale sunt competențe de bază, vitale considerate acum pentru orice angajator, pentru orice viitor, să zicem, lucrător, plus capacitatea de a învăța singur, de a te autogestiona cum înveți, care duce la o învățare pe tot parcursul vieții. Care sunt perspectivele? Cu ce credeți că ați rămas, și aici mă refer la voi personal, deci la cei 4 studenți reprezentanți personal, care ți este perspectiva fiecăruia dintre voi, cu ce ați rămas și ce credeți că e marele avantaj pe care l-ați câștigat în acești 2 ani? Cine vrea să înceapă? Pot începe eu? Cred, Alex. Cred că am devenit mult mai flexibil în program și în stabilirea întâlnirilor, mult mai deschis, și asta prin interacțiunea mult mai ușoară cu oameni din toate colțurile lumii, aș spune. Știam să folosesc, nu știu, suita Google sau suita Office de dinainte, dar am aprofundat aceste cunoștințe și mă bucur că și în mediul universitar au ajuns să fie mult mai des întâlnite și ca o nu știu, paralelă. Acum folosim, inclusiv în interacțiunile cu conducerea universității sau facultății, OneDrive și să share-uim documente și să lucrăm colaborativ când facem o aplicație pentru un proiect sau chiar tabele pentru burse sau tot fel de astfel aspecte. Deci cred că cumva toată munca ne-a fost eficientizată. Și mi-ar plăcea să cred că în ultimii 2 ani am devenit cumva mai empatici ca și comunitate, pentru că am fost constrânși să ne gândim și la cei mai dezavantajați, care poate la început nu aveau acces sau care poate ulterior aveau accesul îngrădit, și să găsim soluții și pentru ei. Și cred că eu am văzut o schimbare în discursul intern în universitate, să spun așa, pentru că am luat în calcul și nevoile celor la care anterior poate nu ne-am fi gândit cu așa mare atenție.
Cred că cea mai bună, să zicem, capacitate a fiecăruia este capacitatea de a se putea evalua pe sine însuși ce a învățat și cum a făcut aceasta. Cine vrea să-și spună perspectiva personală în continuare? Andreea. Nu o să reau ce s-a menționat până acum. Sunt în perfect de acord cu tot ce s-a menționat legat de digitalizare, legat de empatie. Ce mi-ar plăcea să cred că a rămas după 2 ani de pandemie ar fi adaptabilitatea, pentru că, în primul rând, pandemia a însemnat o ieșire din zona de confort extrem de bruscă. Și de bine, de rău, cred că am reușit să o gestionăm în mare parte destul de bine și cred că ar trebui să învățăm o lecție de aici, să vedem cumva, să nu vedem lucrurile doar în alb și negru și să știm mereu că omul este o ființă adaptabilă și să nu ne mai împiedicăm de tot felul de lucruri mărunte. Clar, este un aspect foarte pozitiv faptul că am învățat să fim mai atenți la cei din jur, să apreciem lucrurile la care nu ne gândeam înainte, cum ar fi poate o simplă strângere de mână sau un salut sau o revedere cu un coleg, un prieten și așa mai departe. Și sper să rămânem cu tot ce am învățat după această pandemie și din punct de vedere digital și din punct de vedere al competențelor pe care le-am dobândit și din punct de vedere al empatiei pe care sper că am dezvoltat-o și pe care să rămânem. Alexandra, din punctul tău de vedere, care este ce ai rămas cel mai mult și ce perspective vei avea? Ești studentă și la doctorat, atât mai mult. Da, din punctul meu de vedere, unul dintre aspectele pozitive pe care le-am învățat de-a lungul acestei pandemii este că nu trebuie să mă limitez doar la, cum să zic, la informația fizic propriu-zisă care mi este expusă, ci pot să o share-uiesc și să o asimilez și utilizând alte device-uri și sper să implementez și încerc să implementez și în asociație și printre studenți și sper ca și cadrele didactice să fie deschise în continuare spre utilizarea diverselor platforme. Și un alt aspect ar fi pe care l-am învățat și îmi doresc ca toată lumea să-l aibă, să fie mai atentă cu cei din jur. Da. În același context empatic și de exact. Încercare să răspundem corect. Empatia pentru studenții de la medicină este un status quo. Cu ce perspectivă rămâneți voi după acești 2 ani? Ce pe tine personal te-a învățat și crezi că îți va rămâne? Din punct de vedere educațional, mă bucur că s-a pus accent pe partea de a fi autodidact, adică te sensibilizează și te responsabilizează cu faptul că nu este suficient doar să mergi la un amfiteatru sau să mergi la un laborator, ci trebuie tu singur să-ți cauți anumite resurse auxiliare și să fii într-un continuu proces de creștere. Mai mult decât atât, ai avut o accesibilitate foarte mare a informației, o mulțime de platforme online au pus cursuri de la universități de prestigiu din țară sau din lume în general și practic ai avut un boom informațional la care ai fost expus și de unde ți-ai putut selecta ceea ce ți-a fost util. Aș vrea să rămânem cu faptul că aceste resurse sunt în continuare disponibile sau vor fi o bună perioadă sau se crește oricum gradul de accesibilitate a lor, ceea ce nu poate decât să mă bucure că avem șansa să creștem și să nu ne oprim în tumultul cotidian care poate să reapară, așa cum au punctat și colegii mei pe partea de empatie, să fim atenți la cei din jur, dar mai ales
Să recunoaștem că există subiecte care pot să fie supuse discuțiilor și supuse părții de debate, indiferent, de exemplu, au fost anumite decizii care au fost fie prea extreme, fie insuficient de extreme în această perioadă. A fost până la urmă una de provocare, una de necunoscut și au încercat să se ia, din punctul meu de vedere, cu bună credință, majoritatea recomandărilor. Desigur, nu întotdeauna au fost corecte sau nu întotdeauna s-au apropiat față de nevoile unei societăți sau de nevoile unei populații, dar eu sper să învățăm din greșelile trecutului și să putem să le adaptăm aceste informații ulterior în cazul în care va fi nevoie. Da, cred că, cum ai spus, capacitatea autodidactă îi spun învățare pe toată durata vieții. Este, sper, capacitatea pe care cei mai mulți dintre noi și studenți și profesori o vom păstra după această perioadă și ne va rămâne. Rămâneți aici, fiindcă vom vorbi un pic la final și acum vom merge pe partea care am promis-o în fiecare dintre aceste webinarii, partea de prezentare a unor unelte sau unor concepte. Și cum am spus, fiindcă astăzi vorbim în acest al cincelea webinar Construim împreună despre studenți, cea mai importantă capacitate a studentului este să poată să-și prezinte și să-i rămână prezentată această informație, ceea ce a lucrat și ceea ce a realizat în timpul activității universitare, în cei în anii de studiu, nu neapărat 4, 5, 6 ani de studii, pentru ceea ce se numește portofoliu. Și în trecut, varianta clasică a portofoliului era, să zicem, mult mai bine structurată, avea anumite proiecte pe care, chiar dacă nu neapărat digital sau fizic, le puteai prezenta și le puteai duce mai departe. Această imagine vestită cu portofoliu 1.0, cum se numește, și care încerca să creeze o variantă digitală pozitivă și cât mai bine definită a acestui portofoliu și care a stat la baza după aceea a posibilității de realizare chiar a unor rețele sociale. În noul aspect din cadrul tehnologiilor Web 2.0, tehnologiile cu componentă socială și componentă interactivă și digitală și multimedia mult mai avansată, ele au permis inclusiv partea de creare acestor portofoliu pe bază de story, deci de poveste, deci de crearea unui parcurs întreg a portofoliului studentului, nu numai din punctul de vedere al învățării, deci al activităților pe care le face din timpul învățării, dar mai ales din punct de vedere al creativității sau al procesului de învățare, care pentru orice angajator contează foarte mult și care a pus baza principiilor de lucru pentru bloguri, pentru wiki, în diferite alte moduri. Aceste e-portofolii, în cazul lor clasic, se bazează pe un jurnal. Este un jurnal care folosește atât experiența proprie cât și experiența colegilor sau a profesorilor și care duce până la urmă la construirea unui CV, a unui curriculum vitae profesional, mult mai puternic și mult mai interesant pentru absolut orice angajator. În primul și în primul rând pentru că ai toate proiectele și activitățile pe care le-ai făcut la un loc, ai și această perspectivă a studenților, a colegilor sau a cadrelor didactice care poate să-ți rămână acolo fie ca și comentariu, fie ca și intervenție de notare sau ca și observație. Ai control, poți să definești exact cât să fie vizibil și cum și pentru cine și permite o interacțiune mult mai mare în acest caz. De ce sunt atât de importante, după părerea multor specialiști și a mea, aceste e-portofolii, care cred că contează enorm de mult și din ce în ce mai mult sunt folosite. Noi le încurajăm în Politehnica din Timișoara foarte mult, avem și unelte pentru aceasta și încerc să încurajez pe toți studenții să le folosească și să țină cont de ele. Munca pe care o faci ca și student poate să fie vizualizată de la distanță. Ea poate să fie văzută de cât mai mulți oameni în același timp și automat poate să fie analizată și dezbătută. Poți să ai acel feedback, acea analiză și de la colegi, cum am spus, și de la cadrele didactice. Aceste portofolii electronice, aceste e-portofoliu, sunt de fapt un portofoliu de carieră. Sunt cea mai bună metodă prin care te poate scoate din noianul de CV-uri pe care le primește oricine la resurse umane pentru a te angaja sau pentru a face o practică sau un internship și poate să determine și să îți creeze un alt viitor.
În primul și în primul rând pentru că prin aceste portofoliu poți să ai tot timpul actualizat ceea ce ai făcut, ceea ce știi să faci, fie că este din universitate, fie că este în alte activități, inclusiv organizatorice, sociale, cum sunt studenții de astăzi, reprezentanți care își au experiența organizatorică masivă pe care trebuie să poată să o arate și să o exemplifice. Colegii noștri de la Dublin City University au scris și lucrează foarte mult pe zona de e-portfolio. E-portfolio în Irlanda este o consecință obligatorie la finalizarea universității, ceea ce a determinat, bineînțeles, și o capacitate mult mai mare de înțelegere a lor. Și aici, asta este partea pentru cadrele didactice care ne urmăresc acum, în care este indicat mult mai clar din ce motive și cum se poate evalua și ca și cadru didactic portofoliul unui student și care este importanța lui din punct de vedere al evaluării, o altă metodă de evaluare a studenților. Deci perspectiva profesorului este că, în primul rând, îi ajută pe studenți în această reflectare critică și în integrarea unei învățări continue în toate disciplinele academice și pot să treacă de o anumită disciplină. Deci ele pot să îmbine experiența din mai multe discipline co-curricular, cum este ea denumită, cât și posibilitatea lui de a reflecta și de a gândi singur și de a putea analiza critic. Din punct de vedere al studenților și pentru ce creează acest lucru este că e-portfoliu este un jurnal în care studentul învață singur și își dă seama ce face bine și cum face bine. Ajută foarte mult la documentarea tuturor proiectelor, a experimentelor, a practicii, a orice cărui internship pe care îl faci. Poți să scrii astfel rapoarte de laborator sau să reflectezi asupra proiectelor tale, să faci bibliografia notată, de să ai cărțile pe care le-ai citit sau cursurile pe care le-ai urmat și ce ai găsit mai interesant sau cursuri online de tip MOOC, Massive Open Online Cursuri, și pe care să scrii, am urmat acest curs, aici e și badge-ul care l-am obținut, certificatul digital, sau am urmat aceste webinarii, cum sunt, au fost împreună online sau construim împreună, după care rezultă certificatele digitale de tip deschis, open badge-urile, pe care le poți integra și le poți valida astfel și poți să și scrii observațiile tale. Ce ai considerat că a fost cel mai important? Ai învățat sau ai asimilat în urma acelui webinar? Și ai astfel o evidență mult mai bună a competențelor pe care le dobândești. Care este în continuare posibilitatea este că te ajută să și lucrezi cu artefacte vizuale. Și aici nu mă refer doar să zicem studenți de la artă sau de la multimedia sau cei de la calculatoare sau de la mecanică sau constructorii sau arhitecții. Arhitecții folosesc acest de-a lungul anilor, arhitecții din Politehnică, studenții au aceste e-portfoliu încă din anul întâi, sunt învățați să și le construiască și să și le mențină și să le crească de-a lungul activității în universitate ca și student, dar poate să te ajute și pe cei de la medicină, să poți să ai exemplele cazuistice pe care o vezi sau cei de la agronomie, etc. Poți să o folosești și ca o reflexie asupra prezentărilor invitațiilor pe care îi ai de-a lungul activității academice. Cum am zis, faci o practică foarte bună a cum să scrii, cum să reflecți și să poți să faci acest lucru în scris și să poți să faci această analizare. Ai dovezile că ce ai făcut, fiindcă poți să păstrezi mult mai bine acest lucru și se înregistrează toată acest proces de învățare din diversele stagii de muncă. Care sunt tipurile de portofoliu pentru fiecare student? Sunt portofoliile standard de prezentare, în care doar se prezintă anumite lucruri și sunt foarte sintetice. Sunt portofoliile care pornesc din anul întâi sau din an cât mai mic și are și această evoluție în timp a învățării și a dobândirii de competențe, sau portofoliul de un anumit profil, care seamănă mult mai mult cu un curriculum vitae, dar care pentru anumite competențe te duce direct la, acel, la dovada acelui lucru. Ce scuze? Ce e foarte important atunci când, ca și student, îți construiești un portofoliu? Ca acel conținut pe care îl treci acolo să fie adecvat, să poată să fie făcut public, să poată să fie citit de orice angajator, oricând și oricum. Să ții cont de siguranța în zona de web și de confidențialitatea datelor, de ceea ce pui acolo și ce informații folosești, să te protejezi împotriva plagiatului prin diverse, fie prin licențe deschise, fie prin alte metode, să verifici dreptul de proprietate când atunci când incluz capturile de ecran ale muncii tale consecutive, deci ai un proiect și pui dovezile cum ai ajuns la rezultatul final, e cea mai bună dovadă și de
antiplagiat, ci și de-a proprietății, că tu ai realizat acel lucru și nu altcineva. Să faci, bineînțeles, backup constant și continuu, să ai un meniu cu link-uri de navigare și să fie cât mai clar etichetate, fiindcă vorbim de portofolii digitale special aici și acestea și contează, fiindcă ele sunt distribuibile și mult mai ușor de accesat de către oricine. Să folosiți hyperlink-uri pentru a conecta diversele părți ale portofoliului și și link-uri către alte site-uri sau către alte locuri unde există dovezi ale acesteia și să aveți neapărat o pagină cu despre mine. Aici am câteva exemple acum. Asta e din nou cumva și pentru profesor, dar și pentru student. Într-unul dintre proiectele europene pe care noi le-am dezvoltat, în care am vorbit despre mobilități virtuale, am creat un curs de Media and Digital Literacy, în care unul dintre activități a fost crearea unui e-portofoliu, care există atât tutoriale despre cum să se facă acest lucru direct în această unealtă, care este Open Virtual Mobility Hub, sau cealaltă unealtă de tip Moodle, cât și un tutorial de acest tip. Una dintre cele mai cunoscute platforme pentru e-portofoliu la nivel universitar, dar nu numai, este Mahara. De ce este atât de cunoscută? Pentru că este de tip open source, este foarte ușor de folosit, este integrată cu platforma Moodle. Singurul dezavantaj are că ea funcționează la nivel de universitate. Deci dacă universitatea nu are integrat în platforma lor de tip Moodle sau de alt tip Mahara, ea nu poate să fie folosită decât stick static de către studenți. Aici vedeți o captură în timp real cu contul meu de integrare și de crearea acestor portofoliu, care este ca un fel de site web, de fapt, dar cu ajutorul lui Mahara. Și aici vedeți un exemplu de un student pe care l-a realizat cu Mahara pentru un curs de competențe interculturale în care a pus diverse experiențe, clipuri video pe care le-a comentat, cât și reflexia lui proprie din acest punct de vedere și toate, să zicem, portofoliile pe care le are create pentru diverse subiecte și cu posibilitatea de integrare și de utilizare. Mahara este destul de prietenoasă, nu atât de utilizată, din păcate. Înlocuiește ELG, o platformă foarte bună de portofolii care a funcționat până prin anul 2014 destul de bine, dar nu mai este populară în acest moment. Alt exemplu este cu integrarea de video. Deci video care sunt încărcate pe YouTube, această calitate, am redus nivelul de densitate a imaginilor și unele dintre ele s-au distrus, vorcă. Integrezi un video pe care îl încarci pe YouTube sau pe Vimeo sau poți să nu-l faci public și să fie public doar în portofoliul tău și să ai proiectul final pe care l-ai lucrat și cum ai lucrat și ce ai realizat în acel proiect, care să rămână și să poți să-l integrezi pe viitor cât se poate de mult. Bineînțeles că acest lucru se face prin unelte. Cea mai populară unealtă în afară de Mahara și care este independentă de universitate, într-un fel, este Google Sites, care are avantajul major că poate fi creat independent de către studenți. Toți studenții aproape au un cont Google și pot să o folosească. La fel o să vedeți și pentru varianta Microsoft și pot să-și le găzduiască. Site-ul este foarte simplu și ușor de utilizat și fiecare își poate configura site-ul efectiv în câteva minute. Pot să creeze câte pagini vor, pot să încarce conținutul, să-l distribuie și aici este un link către cum să faci acest lucru cu Google Site. Aici am câteva exemple și din nou, în Together Learning este o platformă în care creează foarte bune exemple și tutoriale și video și de alt tip de cum să creezi ca și student un Google site despre ca un portofoliu. Aici am câteva dintre exemplele care mi-au plăcut foarte mult, inclusiv cu partea de examinare și cu răspunsurile pe care le-au făcut pentru examinare sau cu alții care au spus despre ei, ce își doresc, mult mai personalizat și cum să creeze anumite lucruri ca un CV într-un alt fel și într-un alt mod. Alte unelte care se pot folosi, de fapt, orice platformă care face un site web, de la Wix, Weebly, Blogger, WordPress, depinde de capacitatea fiecăruia de a putea folosi asemenea platformă. Poate să fie și o simplă prezentare de tip Google Slides, în care pe unul, două slide-uri să ai ceea ce ai lucrat, exemplu de proiect, cu link către proiect,
o captură, un clip video, etc., și care să poți să-l faci public și să-l distribui unui viitor angajator sau cui altceva. Sau să folosești unelte care să te ajute să faci notificare sau să faci notare. Aici este, bineînțeles, OneNote și Evernote, care sunt foarte populare. Ceea ce este foarte important este să ai un container, cum zicem noi, o bibliotecă a artefactelor digitale pe care le realizezi și a tot ceea ce tu realizezi ca și student, complet independentă de cea a universității, care să-ți rămână ție și după absolvire și care să creeze, să poată să crească cu tot ceea ce tu ai lucrat de-a lungul activității tale pe orice platformă independentă pe care poți o publici online și să o distribui după aceea. Foarte important acest lucru, să poți să fie cât mai vizibile, să folosească acest model constructivist de învățare și ele să fie distribuite după aceea în rețelele sociale. Și acum am o întrebare pentru cei 4 studenți de aici, fiindcă am vorbit despre aceste portofolii digitale, dacă vreunul dintre ei are sau folosește așa ceva. Să vedem. Este cineva care și-a creat un portofoliu? Alex. Da, este un portofoliu tehnic, dar este făcut pe platforma GitHub, unde sunt puse la oaltă proiectele tehnice dezvoltate pe parcursul studiilor, să spun așa. Da, este o metodă, poate că ai acolo, să zicem, doar uneltele software pe care le-ai dezvoltat, lipsește această parte de reflexie, deci ar fi bine să le legi cu o altă platformă. Mulți le leagă cu LinkedIn, ceea ce e foarte bine. Avantajul folosirea asemenea platforme este că îți permite să poți să le creezi și să le distribui în rețele sociale. Altcineva, dacă a folosit un portofoliu digital sau și-a construit unul? Eu personal nu am un portofoliu digital, dar pot să văd utilitatea lui în momentul în care redactăm lucrări științifice care urmează spre a fi publicate, pentru a avea o bază de date, o evidență a lor și modul în care am colaborat la progresul informației științifice în comunitatea medicală. Și îți garantez că contează foarte mult la angajare. Deci este un atu care te evidențiază dintre ceilalți mulți la angajare atunci când poți, arăți clar că te-ai preocupat și te-ai ținut o evidență. Lucrul este, în primul rând, o abilitate de a te auto-organiza foarte, foarte bun. Încheiem aici. O să vă rog la final, ca întotdeauna la aceste tipuri de webinari, să-mi spuneți într-un singur cuvânt, vedeți, nu aveți voie decât un singur cuvânt, ce reprezintă pentru voi acum această trecere și această schimbare a educației și a învățării pe care o avem acum. Într-un cuvânt, fiecare dintre voi. În ce ordine doriți? Incertitudine. Incertitudine? Silvia. Provocare. Așa, Alexandra, provocare. Inedit. Andreea. Și ca să încheiem într-o notă pozitivă, eu aș spune speranță. Deci avem și incertitudine și provocări și inedit și speranță. Într-adevăr, eu cu speranță mă uit spre viitor. Cred cu tărie că această perioadă de 2 ani ne-a învățat foarte multe și că trebuie să considerăm partea plină a paharului și elementele care ne-au învățat. Am căpătat cu toții competențe și digitale, dar și de autogestionare a timpului și de organizare a tuturor resurselor care cred că ne vor ajuta cu tărie pe viitor să fim mult mai buni în profesia noastră, pentru studenți în căutarea unei job, unei slujbe mult mai bune. Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că absolut toți cei care ne-ați urmărit în Zoom, cât și cei care ați urmărit pe Facebook sau pe YouTube, dacă ați completat informațiile în formularul pe care l-au pus colegii de la Centrul de e-learning Universitatea Politehnică din Timișoara, veți primi certificatul digital Construim Împreună numărul 5 și veți putea construi un portofoliu digital al acestor webinarii în care să demonstrați ce ați învățat și la ce activități ați participat. Săptămâna viitoare vom avea un alt webinar, mult mai diferit și mult mai interesant, poate. Vom vorbi despre microcredențiale, despre ce înseamnă aceste microtraininguri și microstructuri, cu invitați mulți din străinătate,
Vom încerca să asigurăm și interpretarea live în limba română a acestui webinar, în care vom încerca să vedem și din perspectiva universităților europene, dar și a celor mai mari asociații mondiale, ce înseamnă din punct de vedere personal, dar și instituțional, trecerea spre un învățământ modular, bazat pe microformate și în ce condiții se poate el realiza. Le mulțumesc mult studenților! Vă rugăm să completați și chestionarul de feedback care este publicat acum de către colegii noștri. Ne ajută foarte mult acest lucru. Vă doresc mult succes și să vă încheiați studiile unii cu bine, alții să le continuați cu bine și să deveniți, să zicem, mult mai încrezători în capacitatea pe care o aveți și, în primul rând, felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru studenții din Timișoara. Vă mulțumesc tuturor, o seară frumoasă, la revedere! Mulțumim, la revedere! La revedere! La revedere.